Sărbătorile de iarnă sunt momentul perfect pentru reînvierea tradițiilor de familie, fie că decorăm bradul de Crăciun împreună cu cei mici, fie că mergem cu ei la colindat pe la rude, în fiecare an păstrăm obiceiul și facem sărbătorile speciale în casele noastre. Crăciunul este o sărbătoare a luminii, a compasiunii față de semeni, o vreme de voioșie, bucate alese și clipe de neuitat petrecute în familie. Sărbătorile de iarnă reunesc membrii familiei în jurul bradului și mesei festive pentru a împărtăși bucuria nașterii Domnului. Giurgiuvenii au preferat să stea acasă de Crăciun și să profite din plin de timpul liber pentru a sta cu familia. Acasă, în familie. Credeți că o asemenea sărbătoare trebuie neapărat sărbătorită în familie sau aveți alte planuri? Cred că cel mai bine este în familie, cu apropiații, rudele și toate cunoștințele, prieteni. Nu cred că în deplasare costă. Foarte bine acasă cu familia. Aveai alte planuri? Nu, pentru că de asta am venit înapoi acasă, în țară, în oraș, în orașul natal. Să petrec cu familia de Crăciun, pentru că asta face toată lumea, petrece acasă cu familia. Bolnav acasă, în pat. N-ați avut alte planuri? Ba da, am fost și în vizită, a fost ok. Înțeleg că a fost un Crăciun în familie. În familie, da. Dumneavoastră? Mai frumos Crăciun în familie. De când ne știm și sunt datinile astea, noi le păstrăm cu Crăciun în familie. Și ne simțim foarte bine. Trebuie sărbătorită creștinește și cu familia. Cel mai frumos lucru este să sărbătorești cu familia. Alte planuri nu ați avut? Ba da, dar am preferat să fim cu familia împreună. Acasă cu familia, da. Ați avut și alte planuri? Nu, nu am avut alte planuri. Am petrecut cu soția și copilul e la Brașov, nu e în localitate și am rămas numai noi. Când vine vorba de Revelion, foarte mulți giurgiuveni consideră că trebuie petrecut cu fast alături de cei dragi. Este o sărbătoare care trebuie întâmpinată cu bucurie, petreceri și voie bună. Și asta pentru că, după cum spune tradiția, așa cum te vei simți în noaptea de Revelion, așa îți va merge tot anul.